Accident rutier duminică noaptea în comuna Dâmbovicioara. Un șofer de curse din Pitești se întorcea de la competiția de viteză în coastă de la Brașov. A pierdut controlul volanului și a ajuns într-o râpă. Incidentul s-a produs pe drumul național 73, foarte aproape de locul unde, în urmă cu câteva luni, a căzut un camion plin cu militari, în urma căruia 3 persoane au murit, iar alte câteva au fost rănite. Pilotul, în vârstă de 39 de ani, din Pitești, a condus cu viteză autoturismul pregătit pentru curse, iar din cauza carosabilului umed, a ceții și a ploii torențiale, a pierdut controlul volanului, iar mașina a sărit într-o râpă după ce a lovit un parapet. Salvatorii de la Zmurd l-au găsit pe pilot pe marginea râpei. I-au acordat îngrijiri medicale și l-au transportat la spitalul din Câmpul Lung. La fața locului a sosit un echipaj de la Poliția Rurală Rucăr și un echipaj de la Biroul Rutier Câmpul Lung, care au demarat cercetările și au deschis o anchetă pentru a afla motivul pentru care șoferul gonea cu viteză pe un drum plin de curbe și în condiții meteo total defavorabile.